Însă iată îmi revine mie această sarcină grea, dar totodată și frumoasă, de a spune câteva cuvinte în această frumoasă și zi, frumoasă zi și binecuvântată de Dumnezeu, în care, iată, se cuvine întâi de toate să-i mulțumim pentru darul și pentru binecuvântarea sa care o revărsat-o peste noi. Și iată, mă bucur că ne-am adunat în număr atât de mare și ne-am rugat împreună în cadrul Sfintei Liturghii. Dar iată, totodată, ne-am adunat și ca să gustăm, ca să spunem așa, din frumusețea cuvintelor care sunt împletite atât de măiastru de către domnul Gigi Mureșan. Mă bucur, sigur, cu această ocazie că l-avem în mijlocul nostru și pe Părintele Protopop, Haiduc Dan, care de dimineață ne-a însoțit în rugăciune și mulțumim pentru acest lucru. Iar așa cum zice o carte, Cartea Sfântă, că unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Sigur că domnul Gigi Mureșan nu are nevoie de o introducere specială, pentru că el este un cunoscut al comunității noastre din Ușfalău și vă pot mărturisi pentru cei care nu știți că este prezent aproape de fiecare dată la toate slujbele din cursul unui an, chiar dacă se deplasează de la Șimleu. Și mulțumim pentru acest lucru, că este părtaș aici cu noi la rugăciunile pe care înălțăm către Dumnezeu. Domnul Gigi a început să scrie cu mulți ani în urmă. A debutat într-un volum colectiv cu o poezie de factură istorică intitulată Burevista. După care, în perioada 2006-2013, a tipărit 5 volume de poezii. Cioburi de lumină, colier de ricurici, floare de rouă, imagini din copilărie și umbre în oglindă. Și a de-a 6-a carte, numită Crucea din Suflet, a fost lansată tot aici, la noi, în Biserica din Ușfalău. În 2018, anul centenarului, domnul Gigi a lansat un volum special dedicat Marii Uniri, numit La mulți ani România. Astăzi, în ziua premergătoare săptămânii patimilor, în biserica noastră se lansează cartea intitulată Golgota din Cer. Să știți că nu a fost ales la întâmplare nici titlul cărții și nici momentul lansării. Pentru că așa cum am auzit și în predica Părintelui Protopop, astăzi noi pornim pe drumul crucii. Îl însoțim pe Mântuitorul Hristos în suferință, așa cum spune poezia, citez: Iisus, aș vrea să-ți iau crucea în spate, dar nu pot să o port de-a mele păcate. Tu pentru toți și pentru fiecare în parte
mor pe cruce și te întorci din moarte. De asemenea, și căutăm lumina mântuirii. Din întunericul greu să ieșim spre lumina cea adevărată, ajută-ne calea ta să o găsim, să nu mai rătăcim niciodată. Rădăcina păcatului este noi, așa cum este relatat în poezia Calea Sfintei Cruci. Păcatul în noi își are rădăcina, tu pentru noi vei bea paharul, te rogi, se cutremure grădina, dar nimeni nu înțelege amar. Iar pentru că firea noastră este slabă, este mereu supusă păcatului, Dumnezeu ne-a lăsat taina Sfintei Spovedanii și taina Împărtășanii. Iar acum este momentul cel mai oportun pentru a ne împăca cu Dumnezeu și a ne curăța de păcate, înainte de a gusta bucuria învierii. Poezia Tată Sfânt spune atât de frumos, citez, mă întorc la tine, Tată Sfânt, să caut a ta sfântă îndurare și ochii mei în lacrimi sunt când cer blânda a ta iertare. În întunericul în care-s rătăcit, lumina ta o caut fără încetare. Tată Sfânt, iartă ce-am greșit și îmbracă-mă în a ta îndurare. Eu am să mă opresc aici, iar mai departe am să las pe domnul Gigi Mureșan ca să ne împărtășească din emoțiile pictate, așa cum am spus, cu măiestrie în cuvintele alese pe care le găsim în cartea pe care iată astăzi o lansăm. Multe n-ar mai fi de spus. Bună ziua, mă bucur că sunteți aici. Mă bucur că ați rămas alături de noi. De fiecare dată când lansez o carte, am emoții, de data asta cred că sunt un pic mai mari. Pentru că e partea spirituală. Prea multe n-am să spun de termen, pentru că mă cunoașteți. Cam de 35 de ani sunt Sinus Pălăuan, e cel de-al doilea sat al meu. Am să vă citesc doar o poezie. O poezie care mie îmi place și care ar trebui să ne dea de gândit. Câte răstigniri mai trebuie să suporți? Doamne Iisuse, de câte ori într-o zi cu păcatele noastre te vom răstigni? Câte răstigniri mai trebuie să suporți ca să intre lumina ta în suflet la toți? De câte ori, Iisuse, mai trebuie să urci pe Golgota cu lemnul unei alte cruci? S-o sfințești cu prea sfânt sângele tău, să ne împaci iar cu bunul Dumnezeu. Iisuse, aș vrea să-ți iau crucea în spate, dar nu pot să port de-a mele păcate. Tu pentru toți și pentru fiecare în parte, mori pe cruce și te întorci din moarte. La sfântă crucea ta mă închin plecat, iartă lumii, Iisuse, de acest ultim păcat. Cu lumina iubirii tale, învață-ne a ne iubi, că noi, ca noi să nu te răstignim în fiecare zi. La final, dacă vor fi întrebări, răspund. Cam atât. Mulțumim, domnul Gigi. În continuare, am să îi dau microfonul lui David ca să recite câteva rânduri. Doamne, te rog, pe George Mureșan, Maica Sfântă în lacrimi șede, trece lumea și n-o vede, nu se opresc ca să se închine, parcă a uitat Maica de tine. Trecând jos și trecând sus, a uitat și de Iisus, crucea lui căzută în iarbă, ei ne văd de atâta grabă. A uitat și de Dumnezeu, îl cheamă doar când e greu, când din drum se potinesc, de tine, Doamne, și amintesc.
Doamne, te rog, pedepsi pe cei care au tăiat că te iubim, ne-am rătăcit fără a lua aminte că noi e loc de cele sfinte. Mulțumim, David. În continuare, rugăm pe Părintele Protopop să ne adreseze câteva cuvinte. Sunt convins că mulți dintre dumneavoastră ați fost la Sfânta Liturghie a Darurilor Înainte Sfințite și ați putut vedea că se fac mereu citiri din pildele lui Solomon. Pilde în care vorbește extraordinar despre prietenie. Și, printre altele, arată înțeleptul Solomon ce mare lucru este să ai aproape un prieten. Înaltul Bartolomeu, mitropolitul de la Cluj, Dumnezeu să-l odihnească, spunea că una dintre cei, sau unul dintre cei mai buni prieteni pe care îi poate avea omul este cartea. Că ea nu vorbește decât atunci când o deschizi. Asta înseamnă a avea un prieten, să știe să tacă atunci când trebuie, să te asculte, și să știe să vorbească, iară, când e nevoie, când ai nevoie să-ți vorbească. Aceasta este cartea. Ea îți vorbește când o deschizi. În rest, te lasă în pace. Nu te încurcă cu nimic. Stă acolo liniștită pe un raft. Îi mulțumim domnului Gigi Mureșan pentru faptul că a așezat acolo în raftul bibliotecii câteva volume, câțiva prieteni pe care ori de câte ori simțim nevoia, îi putem răspăi și îi putem pune să ne vorbească. Vă mulțumesc! În continuare, Larisa Pop, de la regimă. Cât timp, de George Mureșan, din timpul pe care l-am primit, cât timp durează rugăciune și cât oare oprit până am oprit, măcar în gând, pentru a-L spune. Doamne, Tu ne ierți mereu, ne aduci în fiecare zi lumină și ne veghezi pe drumul greu, ne umpli cu iubirea Ta divină. Noi, plini de răutate și uitări, stăm mereu cu spatele la Tine, iar când ne rătăcim, prin cărări, ne amintim, Doamne, de Tine. Cât timp durează o rugăciune din timpul pe care l-am primit? O clipă care vine să ne adune din drumul nostru așa răbind. Mulțumim, Larisa. Ne bucurăm că în mijlocul nostru se află și domnul primar, căruia îi spunem bine ați venit și vă mulțumim pentru că ne-ați onorat cu prezența și vă rugăm să ne adresați la subteva comitare. Părinte Putupăr, Părinte Chiș, Părinte Cătrea, Daniel, dragi minoriași, stimați invitați, dați-mi voie ca în numele comunității pe care o prezinte și eu personal să aducem mulțumiri domnului George Mureșan, unii dintre noi care l-am cunoscut ca și un cadru medical reputat, sincer și rar. Iar generația de astăzi îl cunosc ca și poetul George Mureșan. Sunt foarte mulți și fericit că domnul George Mureșan a acceptat și pentru a doua oară să-și lanseze șergautul la volum, aici, cu mamă școală. Cum se zice, orice neam are dreptul și obligația de a-și păstra credința, cultura și istoria. Și de aia vreau să-mi mulțumesc numele comunității. Și cred că de astăzi putem să spunem că este un fiu al satului. Un fiu care ne-a acceptat așa cum am acceptat și noi. Și de aia vreau să-i doresc în continuare multă sănătate lui și familiei, un succes în continuare și avem nevoie de dânsul, pentru că acolo unde nu este cultură, nu prea este nici viață. Succes în continuare și vă felicit! Și de Iisus. Crucea lui căzută în iarbă,
noștri nu au fost pe atâta mare. Au uitat și pe Dumnezeu. Îl cheamă doar când e greu. Când în drum se confinesc, de tine, Doamne, amintesc. Doamne, te rog, nu pedepsi pe cei care au uitat pe lui. Noi ne-am rătăcit fără aminte că noi te rog de ce ne spune. Părinte Chiș, nu l-am lăsat la urmă, dar ne bucurăm că sunteți în mijlocul nostru și a fost de dimineață și ne-am rugat împreună. Vă rugăm și dumneavoastră câteva cuvinte, câteva aprecieri. Ce bine și frumos este când toți oamenii locuiesc în acolo. Iată-ne că astăzi ne-am rugat de dimineață, am mărturisit, ne-am împărtășit, ne-am rugat, am predicat și iată-ne acum, bucurându-ne de aceste versuri din poeziile lui George Mureșan, care aș spune eu că sunt asemănătoare, fiecare poezie are asemănătoare unei rugăciuni. Și ne bucurăm în mod deosebit pentru credința pe care o manifestă, nu numai că o are, o manifestă în față de oameni. Și cu această credință este însoțit de rugăciune, iar rugăciunea este însoțită de aceste poezii frumoase în care îl laudă pe Dumnezeu. Credința întotdeauna fără de fapte este moartă, dar credința lui este o credință vie, pulsivă, care ori de câte ori răsfoim cartea, eu le-am pe toate, răsfoim cartea, ne aduce aminte de cuvintele alese, care rămân tipărite permanent în inimile și în gândurile noastre. Îl felicit și pe el și familia întreagă, pentru că a fost și este o familie de bună credință. Ne aducem aminte că ne știm 20-30 de ani în urmă, când venea și aici tot timpul la socrii lui și care a fost atât de binecuvântat cu Dumnezeu, încât i-a condus și pe aceștia la locul de veci și noi știm bine că a ridicat și a făcut toate cele necesare pentru cei adormiți în Domnul. Sunt convins că pentru tot ceea ce a făcut și pentru tot ceea ce face, Dumnezeu îi va răsplăti. Dumnezeu îi va da toate cele necesare și îl rog pe Dumnezeu ca să îi deschidă mintea mai mult, să așeze mai multe gânduri, mai multe fapte, mai multe momente importante care, cu care noi ne bucurăm. Îl felicit și doresc din suflet sănătate și fericire și doresc sărbători fericite. La mulți ani! Mulțumim, părinte lui. În continuare, Miruna a Torcoș ne-a pregătit o surpriză. Nici domnul Gigi nu știe, nici noi nu știm. Acordăm. Tată Sfânt Dumnezeiesc, vreau să îți mulțumesc că-n bunătatea ta de plină mi-ai pus în ochi și azi lumină, că mi-ai mai dat încă o zi sfântă în care să te pot iubi, că ziua ție să-ți ochii cu rugăciune.
continuare la lista, e mai decide ceva. Hristos a mea, de George Mureșan. Îngerii în cerul cântă, o minune am așteptat, noaptea caldă și sfântă, în care Hristos a mea. Cerul pare o fereastră, de azi trăim adevărat, căci azi, în viața noastră, Iisus Hristos a înviat. Toaca de mult a tăcut, în biserici, locul de bat, iar noi, parcă am renăscut, căci azi, Hristos a înviat. În lume, cade misterul, e un parfum așa curat, iubirea deschide cerul, căci azi, Hristos a înviat. Care iată atât de frumos recită aceste rânduri și aceste poezii, încât, nu știu, parcă ne mișcă sufletește pe fiecare. Vă mulțumesc și vă felicităm din tot suflet. Pentru că printre noi sunt și câțiva invitați. Dacă dorește cineva să facă câteva aprecieri sau felicitări, cu mult drag. Dintre credincioși. Haideți, domn director, că dumneavoastră sunteți aici în față și poate dați un pic de curaj și celorlalți. Sigur. Sunt foarte emoționat că mă aflu în această comunitate credincioasă, extraordinară, și nu pot să scap prilejul de a felicita pe domnul George Mureșan pentru această activitate fantastică pe care îl are pe tărâmul culturii. Fiind și eu un mare amator de lectură, pornind de la meserie, țin minte frământările dânsului când ne întâlneam la spital și îmi spunea, ai citește, uite, am scris o poezie. Și îmi dădea un teanc de foi dactilografiate și spuneam, Georgică, trebuie să-l iau cu mine, să-l citesc pe îndelete. Și l-am încurajat și am fost deosebit de bucuros pentru că citim mulți poeți, multe poezii, am descoperit că domnul George Mureșan, Gigi, are un talent extraordinar. Și l-am încurajat și am insistat să scrie, să trimită poezii la cea mai importantă revistă literară, la revista Uniunii Scriitorilor, România Literară, încât să debuteze și acolo, pentru că locul dânsului este în Uniunea Scriitorilor din România. Așa. Și acum a apărut canonul celor 100 de poeți români din ultimii 100 de ani, cu prilejul centenarului, ales de către un juriu extraordinar de oameni de cultură, de literați români, în frunte cu marele Nicolae Manolescu. Și aș dori ca în următorii ani și Gigi, domnul George Mureșan, să apară în această listă canonică, pentru că aceste poezii sunt extraordinare. Sunt extraordinare, au o profunzime spirituală fantastică și nu numai aceste poezii, și celelalte care sunt din cealaltă categorie. Domnul Gigi, vă zic că-ți felicitări și insist pe mai departe încât să te faci cunoscut și de către mari critici literari, în frunte cu Horia Gârbea, care este cel care propune poeziile de debut în revista România Literară. Felicitări! Mulțumesc că mi-ați dat acest prilej, mulțumesc pentru invitație. Sunt foarte emoționat și bucuros și văd copiii cât de frumos se apleacă către poezie, către citit, în acest an al cărților din România. Anul 2019
a fost declarat prin legea 357 din 2018, votat de către Parlamentul României, anul cărții în România, anul cărții în rândul copiilor, în rândul școlarilor. Biserica Ortodoxă, în frunte cu Domnul Părinte, cu Domnul Protopop, a făcut un pas extraordinar în a pune în practică această lege, ca să fie cât mai mulți care citesc, pentru că, într-adevăr, cartea este acel prieten care stă liniștit pe raft, dar când îl deschizi, îți devine cel mai bun prieten și poți să dialoghezi spiritual cu cartea. Mulțumesc! Știu că toată lumea are emoții și sunt mult mai mari emoțiile aici când suntem în fază. Sperăm că cu timpul, zicea domnul director, că are emoții. Nu prea să vedeți dumneavoastră că aveți emoții, dar și pe noi ăștia mai bine. Până când poate cineva să prindă un pic de curaj, Căruț, o să te cânte o cântare din cartea Domnului. Doamne Iisuse, de câte ori într-o zi cu păcatele noastre te vom răstigni, câte răstignit mai trebuie să suporți ca să intre lumina ta în suflet la toți. De câte ori, Iisuse, mai trebuie să urci pe Golgota cu lemnul unei alte croci, s-o sfințești cu prea sfânt sângele tău, să ne împași iar cu bunul Dumnezeu. Copiii au fost în 21, sună un pic ca și la
care eu trebuie să le mulțumesc, că n-am apucat să o fac. A fost un concurs de recitări de Eugen Bureșan la a doua ediție. A fost în primul an în care au participat și de Nuș Palău și au luat premii, chiar și premiul special pentru citări, băcut. Și vreau să fiți alături de mine tot timpul, da? Voi puteți să duceți poezia mai departe. Mulțumesc! Mulțumim încă o dată Bunului Dumnezeu pentru această frumoasă zi, pentru acest frumos eveniment. Îi mulțumim încă o dată Părintelui Protopop pentru prezența în mijlocul nostru și ori de câte ori îl așteptăm cu drag ca să slujim împreună, să ne rugăm împreună, să ne împărtășim gândurile. Îi mulțumesc încă o dată Domnului Gigi Mureșan pentru că ne-a onorat cu acest eveniment frumos. Le mulțumesc și eu copiilor și celorlalți invitați că ați avut răbdarea și ați binevoit ca să fiți astăzi aici câteva minute ca să ne împărtășim gândurile unii celorlalți. Nu în ultimul rând, vă mulțumesc dumneavoastră, iubiți credincioși, pentru răbdare, pentru implicarea în toate evenimentele frumoase care au loc în comunitatea noastră și în biserica noastră. Sigur că Domnului Gigi Mureșan, așa cum zicea și Părintele Chiș, îi dorim multă sănătate, îl rugăm pe Dumnezeu să vă lumineze mintea, să vă deschidă mintea, așa cum auzim în rugăciunea pe care noi o facem aproape în fiecare duminică, pe parcursul răspinderii lunii, să vă dorească liniște și mult succes și cât mai multă inspirație pe mai departe. Felicitări pentru tot ceea ce faceți pentru noi, pentru comunitate, pentru biserica noastră și Dumnezeu să vă răsplătească, așa cum știe El, cel mai bine pentru tot ceea ce faceți. Vă mulțumim încă o dată. Acum, sigur că și eu trebuie să aduc felicitări și urări de la mulți ani tuturor celor care astăzi servează ziua onomastică, de asemenea tuturor celor care astăzi servează Paștile. Vă doresc tuturor să aveți parte de sărbători fericite, de o zi cât mai frumoasă, cu multe bucurii, cu multă lumină, cu multă pace și liniște în suflet. Deci, să vă ajute tuturor. Iar la ieșire din curtea bisericii, o să puteți lua și ramuri de salci. Dumnezeu să primească Sfintele Rugăciuni și să vă ajute tuturor.